Consider că este o oportunitate extraordinară pentru tinerii preoți de a ne întâlni, de a discuta teme care sunt absolut esențiale, absolut importante în misiunea, în lucrarea bisericii. Atelierul pe care l-am pregătit sau tema atelierului pe care am pregătit-o este Domnul în căutarea omului prin lucrarea preotului, care are drept punct central, drept idee esențială, permanenta disponibilitate, ospitalitate duhovnicească a preotului de a-l primi pe credincios, de a-l primi pe cel care are nevoie de Dumnezeu, are nevoie de sfătuire duhovnicească, de a-l primi cu inima deschisă. Și această primire, această ospitalitate duhovnicească ar trebui să se concretizeze în primul rând în capacitatea de a-l accepta pe cel care vine înspre noi, înspre slujitorii bisericii, exact așa cum este el, fără a-l judeca, fără a-l încerca să-l evaluezi din punct de vedere spiritual. Grija permanentă și constantă a unui duhovnic, a unui preot este ca prin tot ceea ce face el, prin gesturile chiar și cele mai nesemnificative, să reușească să stârnească, să dizloce niște inerții care să-l conducă înspre a tânji după Dumnezeu, în a-L dori pe Dumnezeu, în a trăi mai conștient, mai plenar credința în Dumnezeu. Continuăm lucrarea atelierului de formare tineri preoți. Suntem la finalul primei treimi din perioada de pregătire, după câteva momente extraordinare petrecute alături de părintele vicar Marian Timofte, de părintele Constantin Necula, astăzi de preasfințitul Ignatie sau de părintele Iulian Negru ieri întreaga zi, continuăm această lucrare cu câteva ateliere și întâlniri cu părinți din Arhiepiscopia Iașilor, care urmăresc să pregătească pe proaspeții hirotoniți, preoți din Arhiepiscopia noastră, pentru lucrarea pe care o desfășoară în parohiile lor. Mâine ne vom întâlni cu Maica Siluana, iar în ziua următoare cu Maica Sofronia, ambele lucrătoare în cadrul centrului Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril de la parohia Tălpălari din Iași, urmând ca finalul acestei săptămâni să fie dedicate unui pelerinaj. Vom discuta un pic ce înseamnă pelerinajul, cum se desfășoară, dar cel mai important, vom experimenta un pelerinaj. Vom merge la Mănăstirea Pângărați, la Mănăstirea Bistrița, la Mănăstirea Horaița, aici, în apropierea noastră, și după dumnezeiasca liturghie vom încerca să aprofundăm un pic ce înseamnă un pelerinaj duhovnicesc reușit. Săptămâna următoare decurge cu un atelier pe comunicare, apoi un atelier în zona Provita, zona catehetică, și încheiem cu un atelier de administrație parohială. Prin toate aceste activități, ateliere, cursuri, urmărim să venim în întâmpinarea părinților care poate întâmpină anumite provocări și probleme, poate au anumite întrebări la care își doresc răspuns, încercând să le ușurăm munca și să le arătăm că suntem alături de ei ca biserică ce îi are în sânul ei, dar în același timp îi și ajută.